A avut loc vernisarea expoziției, apoi matineul dedicat în primei zile, sau mărțișorului, mai bine zis, a avut loc un matineu consacrat sau dedicat lui Ion Creangă, care a fost intitulat Un mărțișor pentru Ion Creangă. Și toți copiii au primit, iată așa, mărțișoare. În fiecare an, Casa de Creație din Căușeni devine gazda unei expoziții de excepție dedicată celebrării mărțișorului. De la cea mai simplă ață de hârtie îmbibată în tradiție, mărțișoarele confecționate cu pricepere și pasiune atât de copii, cât și adulți își găsesc locul de cinste în incinta muzeului orașului. Un șir de evenimente au avut loc săptămâna trecută, începând cu atelierele de confecționare a mărțișoarelor, la care au participat copii din Liceul Mihai Eminescu, de la cercurile de aici, de la Casa de Creație a copiilor și adolescenților, și apoi vernisând expoziția aceasta frumoasă de mărțișoare pe care o vedeți. În cadrul atelierilor, copiii au învățat a confecționa mărțișoare tradiționale în formă de ciucuri, fiindcă se știe primele mărțișoare au fost din piatră, apoi din fire de lână răsucite cu bani de argint sau de aur la piept, apoi la mână și acum în piept. Deci, după vernisarea expoziției, această expoziție se va bucura de sau va fi pusă la dispoziția vizitatorilor până pe data de 25 martie. Tot în această zi, la 1 martie, a avut loc o activitate foarte interesantă, un mărțișor pentru Ion Creangă, la care copiii, dacă o să vedeți, iată aici sunt niște măști confecționate de copiii de la școala de arte, măști după personajele creației lui Ion Creangă. Aici avem diferite tehnici de mărțișoare. Vedem sus mărțișoarele, așa cum au zis vânzătorii, un băiețel și o fetiță. Aici avem mărțișoare din Bulgaria, Martenița, fiindcă știți că în 2015 mărțișorul a fost inclus în lista reprezentativă UNESCO. România, Bulgaria, Moldova, Macedonia. Iată aici avem mărțișoare confecționate de regretata Noana Țulea, fosta învățătoare de educație tehnologică la Liceul Mihai Eminescu. Materialele sunt diverse și inspirația nelimitată. În acest an, mărțișoarele au fost realizate cu creativitate din ață, lână, hârtie, dar și de materiale reciclabile precum pănușa. Sunt confecționate în tehnica frivolite. Aici sunt din fire de lână, alb-roșu, aici din panglici, roșu-albe, vedeți mai multe. Sunt confecționate toate mărțișoarele și donate muzeului de meșteri populari, cum ar fi Nadejda, cum a fost regretată, după cum am zis, Noana Țulea, Nadejda Nagnibeda, Angela Culbida și mulți alții, și copii care au fost în cadrul acestor ateliere de confecționare. Iată, aici avem un mărțișor confecționat de copii de la cercul de la Casa de Creație, foarte interesant, în forma unor îngerași. Da? Aici este hârtie care este cu clei, este confecționată din hârtie care este răsucită, foarte interesant, și apoi, iată așa, la muzeu avem peste 150 de mărțișoare în fondurile muzeului. Aici sunt expuse la 125. Expoziția este deschisă publicului începând cu data de 1 martie și se va încheia la sfârșitul lunii, pe 25 martie. Ea de fiecare dată ne donează câte un mărțișor, vedeți, în stil tradițional, este un prosop, fusul cu ațe albe și roșii. Iată, uitați-vă cât de interesant, furca cu lână. Ce ciuperi are, doamna?
în vârstă, ea este destul de în vârstă. Iată aici avem o doamnă care a venit să ne viziteze, să vadă mărțișoarele acestea. Iată aici, vedeți, iarăși, diferite tehnici și diferite mărțișoare. Avem o varietate extraordinară. Iată aici mărțișoare confecționate din pănuși de porumb. O doamnă Căcean din Cărnățeni, câțiva ani în urmă, a venit la noi și ne-a donat aceste mărțișoare. Deci sunt foarte interesante și foarte drăguțe. Iată de doamna Nagnibeda, uitați-vă ce varietate mare de mărțișoare. Și zic eu de fiecare dată, veniți și vedeți și vă inspirați de la aceste mărțișoare care prevestesc primăvara, deoarece la 1 martie, când se începea anul agrar, de atât și când spunem plugușorul, mâine anul se înnoiește, plugușorul se pornește. Deci nu poate să pornească la 1 ianuarie atunci când este zăpadă. Anume, primăvara se pornea plugușorul. Personal, îmi plac foarte mult mărțișoarele confecționate de nona Țulea, care cu o suveică, iată, atât de mică ele confecționa. Extraordinar de fine, sunt foarte fine și frumoase. Dar toate sunt, uitați-vă chiar aceste din pănuși, din ații, în forma unei pălărioare. Sunt mai multe legende, deci una din legende spune că odată primăvara a ieșit din pădure și i-a dat din niște tufișuri de mărăcini. Când s-a uitat sub aceste tufișe, era un ghiocel care înghețase, dar voia să iasă deja la soare. Ea s-a apropiat și a întins mâinile să vadă acest ghiocel. Dar iarna, care era în pădure, s-a supărat. Vine primăvara, a ieșit și viscolind, deci a înghețat iarăși acest ghiocel. Primăvara a întins mâinile să-l încălzească și s-a înțepat de un ghimb de la mărăcinile acestea și o picătură de sânge a căzut peste ghiocel. Ghiocelul are deschis ochii, să zic așa, da? A reînviat și iată, aceasta este legenda. Deci a venit primăvara. Sunt mai multe, sunt că este un flăcău, că sunt, este soarele care l-au ascuns undeva într-un beci. Sunt foarte multe legende. Prima expoziție de mărțișoare a avut loc acum aproximativ 15 ani, iar de atunci tradiția a crescut în popularitate și în semnătate, devenind un moment așteptat cu nerăbdare de către comunitatea locală.